Salutare tuturor! Numele meu este Nicu și voi vă uitați la un nou episod 3D Makers Romania. Astăzi vorbim despre Devil Design, care sunt și sponsorii unei serii de episoade. Spun serii pentru că aceștia au acceptat să ne sponsorizeze cu câteva role de filament de test. Nu ne-au trimis numai filament PLA, ne-au trimis PETG, TPU, PMMA și HIPS, dacă i-am pronunțat eu, de asta, dacă i-am pronunțat eu numele bine. Deci, ei vor fi sponsorii noștri pentru o serie de câteva filmulețe în care vom testa pe rând toate filamentele lor. Primul film cuprinde testul filamentului PLA și al silcului de la ei. Acum, din punctul meu de vedere și ceea ce am reușit să găsesc pe internet și am vizualizat pe la alții prin filmulețe și contentul pe care îl aveau postat, silcul pe care îl vedeți aici este tot un aliaj de PLA, doar că are un finisaj foarte, foarte frumos la terminarea printului, mă rog, și chiar pe rol arată foarte, foarte bine. În fine, să nu zăbovim foarte mult pe detalii de genul ăsta. Tot ce pot să vă spun este că vă las un link în descriere către site-ul celor de la Devil Design. Tot acolo o să găsiți partenerii sau colaboratorii lor. Devil Design nu vinde în mod direct către public role de filament. Ei se adresează revânzătorilor sau nișe industriale. În felul ăsta vând pentru hobbyiști, makers, utilizatorii de rând ai imprimantelor 3D role de 1 kg, însă pun la dispoziție pentru uzul industrial, dacă îl pot numi așa, și role de 2 sau 5 kg de filament. Cam toate variantele de filament pe care le vând le găsim la acea capacitate de 25 kg și, bineînțeles, la un diametru de 2,85 mm pentru cei care printează astfel sau pentru imprimante care suportă astfel de grosime a filamentului. Vă mai pot spune despre ei că la noi în România, oficial, ce se află pe site-ul lor este că ei colaborează cu 3 magazine de la noi. Vorbim în primul rând despre Iris Robotics, îmi cer scuze, către ei și către voi pentru că le-am încurcat numele. Deci avem Iris Robotics, avem Optimus Digital și Hobby Market. Deci pe aceste 3 magazine online o să-i găsiți pe cei de la Devil Design cu filamentul lor ca și parteneri oficiali ai acestora. Cred că mai sunt persoane sau magazine care comercializează filamentul lor. Eu vă spun doar ce am găsit eu pe site, ce am căutat. Nu am stat să mă uit pe toate colțurile și pe toate paginile internetului pentru că nu făcea sens. Am mers pe mâna lor, pe pagina lor oficială și mai pot să vă spun că atât la noi cât și pe site-urile partenere din afară există fel de fel de promoții. Cu cât cumpărați mai multe role, cu atât prețul scade, etc. La noi îl găsiți pentru PLA găsim un preț de cuprins între 80 și 90 de RON pe rola de 1 kg de filament, indiferent de culoare sau de finisajul acestuia, și undeva la 120-130 de lei pentru filamentele silk, iar indiferent de culoare și de finisajul lor. Acum, după cum am spus, nu am stat să caut pe toate magazinele, pe toate forumurile, pe toate site-urile, ci am intrat pe link-urile oferite de către ei pe pagina lor oficială și de acolo am mers către magazinele respective și am prospectat un pic piața să vedem ce este disponibil pentru publicul larg. Cam atât despre ei. Sunt o firmă destul de cunoscută, la graniță, o firmă poloneză, la granița cu Cehia, și cam asta ne pot pune ei la dispoziție. Dar cam atât cu introducerea, cam atât despre sponsorizări, să trecem exact la ce ne interesează. Și o să vedeți aici mai multe role de filament din care am consumat destul de mult filament pentru testele noastre. Benciuri, temperature tower, nu le vedeți, dar sunt aici în spate, tolerance testuri, lattice cube torture test, Pikachu și tradiționalele
Calibration Cubes. Am mers cam pe aceeași linie cu alte teste pe care le-am făcut anterior. Am făcut și câteva teste de anduranță, ca să le zic așa, aceste torture testuri, ca să vedem cum printează filamentul. Bineînțeles, am vrut să calibrăm temperaturile la care ei pot să printeze și să vedem cât de aspectoase sunt unele dintre filamente și cât de bine arată, dacă avem stringing, etc. Am pregătit la final și o surpriză, pentru că tot avem acum o unitate multimaterial pe care putem să amestecăm și să tipărim cu o sumedenie de filamente, dar asta o să vă arăt un pic mai la final. Întâi discutăm exact despre ce se vede aici pe, în fața noastră. Bun. Astea fiind spuse, o să o luăm pe rând, o să deconstruim fiecare test pe care l-am făcut în parte și o să vedem exact ce se întâmplă. Primele lucruri despre care aș vrea să vă vorbesc sunt aceste temperature tower pe care le-am tipărit și le-am făcut pentru fiecare tip de filament în parte. Unele dintre ele arată foarte bine. Observați că niciunul nu a reușit să ajungă până la final, însă chestia asta a fost făcută oarecum într-un mod intenționat, pentru că cei de la Devil Design ne pun în fiecare pachet, sau așa ar trebui să găsim în fiecare pachet, eu cel puțin asta am găsit, câte un cartonaș și un, practic o serie de instrucțiuni în care vedem exact temperaturile cu care noi putem să tipărim în funcție de filamentele pe care le-am achiziționat de la aceștia. Deci, pentru ceea ce avem noi în față acum, mai exact PLA, temperatura pentru hot end variază între 200 și 235 de grade Celsius, iar cea a patului ca și recomandare între 50 și 60 de grade Celsius, iar pentru silk ei ne recomandă să tipărim cu o temperatură cuprinsă între 225 de grade și 245 de grade la hot end și 50-60 de grade pentru pat. Însă, eu am mers și am fost constant pe durata testelor cu 215 grade pentru absolut toate filamentele, mai puțin testele în sine, care au reglaje diferite de temperatură în funcție de leere și pentru care vorbim acum un pic mai pe larg. Cele care mi-au prezentat, culmea, cele mai multe dificultăți au fost cele din PLA, mai exact acestea trei, PLA-ul acesta care arată foarte, foarte bine. Bine, este vorba de patru. Avem acest albastru, negru, gri, argintiu, aluminiu. Nu l-am reușit, spre rușinea mea, să le găsesc exact denumirile complete. O să încerc să le arăt aici la camera secundară și în speranța în care voi o să le vedeți ceva mai bine și mai în toată splendoarea lor, ca să zic așa. Și nu mă așteptam ca ele să dea fail, de aceea această culoare albastră am tipărit-o de 3 ori. Culmea, ăsta a fost primul print și pe partea asta cu 220 de grade, dacă nu mă înșel, da, 220 de grade și 215 grade, nu am avut nicio problemă, a tipărit ok, fără prea multe părți scurse, filament scurs, sagging sau cum vreți voi să numiți acest efect. Iar după aia, pe măsură ce printul a urcat, au început să fie probleme. Când am ajuns la 195 de grade, am avut parte de fail. Nozzle-ul a lovit piesa și ea a fost dezlipită de pe pat. Pentru cine se întreabă sau pentru cine poate să gândească la faptul că Z-Hop was not enabled, la asta m-am gândit și eu, m-am întors înapoi în Prusa Slicer, m-am uitat la toate setările și toate erau pe Z-Hop Enabled, ba chiar am avut un Z-Hop de 1,5 mm, un pic mai mare decât cel standard de 1 mm, dacă nu mă înșel. Deci Z-Hop-ul era un pic mai mare, în rest toate setările au fost standard. Setările pentru care am tipărit absolut toate testele sunt cele standard din Prusa Slicer, mai exact 2.0 mm
layer height și viteza de 100 de milimetri pe secundă variabilă, nu știu exact, o să vă pun un slide cu profilul din PrusaSlicer și vedeți acolo toate detaliile de care aveți nevoie. Însă ce este important de menționat, toate au fost tipărite cu aceleași setări, la aceleași valori, mai puțin temperature tower-urile care au intensitatea sau, mă rog, temperatura variabilă după fiecare piesă. Deci primul fail pe care l-am avut a fost pe acesta, de aceea l-am tipărit de 3 ori, am crezut că poate este o greșeală, nu a fost. Așa că am trecut și am mers mai departe și să vedem exact ce se întâmplă. Următorul print a venit pe filamentul negru și acesta la 220 de grade, 215 și 210 grade. Vedeți și voi cum arată. Nu pot să zic că este ceva strălucit, însă pe aceeași notă și pe aceeași parte, chiar dacă avem acest fail pe partea asta și bridge-urile nu sunt chiar atât de ok, cred că vedeți și voi potențialul pe care filamentul are și cât de bine arată și liniile de layer-ele sunt aproape invizibile, mai ales dacă este tipărit la o viteză bună, destul de mică și la temperatura corespunzătoare. Deci este un fail, da, pentru un temperature tower, dar în același timp ne dă nouă posibilitatea să fim mai atenți la ce printăm, să ne resetăm viteza așa cum trebuie și astfel failurile astea să nu apară și la noi pe printuri, sau mă rog, pe overhang-uri. Următorul a venit de la acest aluminiu. Acesta a avut tendința să ajungă la capăt. Eram la 185 de grade când a dat semne de oboseală. Practic, printul s-a terminat, dar arată exact așa cum îl vedeți voi acum pe cameră, deci nu a fost ceva care, să zic eu, să fi putut să se califice ca un print terminat și nu neapărat un fail. Însă, la 220 de grade și 215 grade au fost temperaturile optime pentru el, pentru un tipărit în condiții normale. Avem după aia filamentul acesta marmorat, dacă îl pot numi așa, cu textura aceasta de marmură. Este un filament care îmi place foarte, foarte mult și pe care, cu siguranță, în viitor, de fapt, din fiecare o să-mi dau comandă de câte o rolă, pentru că îmi plac foarte, foarte mult. Ca o paranteză, nu toate texturile și nu tot ceea ce ne-au trimis ei se găsesc la noi. În afară de acest aluminium silver și, dacă nu mă înșel, acest Galaxy Black, am văzut la Optimus Digital silcul acesta alb, perlat, dar cam atât. Restul fie nu sunt în stoc, fie nu au denumirea completă, fie poza este greșită. Și atunci nu-ți dai seama exact ce cumperi dacă nu le iei și le vezi față în față. Nu am intrat pe site-ul oamenilor sau, mă rog, magazinul partenere din afară, însă o voi face. De curiozitate să vedem dacă la ei le găsesc, la ce preț este și așa mai departe. Am intrat decât pe vreo două prin apropiere, dar nu m-am uitat la restul de detalii. Deci și acesta a fost un fail. De la 195 de grade a refuzat să mai printeze. Și practic a fost un clogged nozzle, dar pe Prusa, cu direct drive. Okay? Și următoarele două sunt aceste silcuri. Le pun unul lângă celălalt pentru că, în afară de culoare și faptul că cel galben, deci acele aliaje pe care fiecare PLA le conține, poate să facă diferența, mare sau este o diferență între ele în ceea ce privește faptul că unul dintre ele a încercat să termine printul, iar cel de-al doilea sub 190 de grade n-a mai vrut să extrudeze deloc. Însă cel galben stă foarte bine pe plaja asta de temperaturi până aici, deci destul de ok cu bridging-urile și cu overhang-urile, dar după aia pe cel alb nu putem să zicem același lucru și pe aici sunt goluri. Nu este chiar ok, foarte multe spaghetti, nu. În fine, pentru niște testuri de temperatură, pentru a ne face o idee la ce temperatură trebuie să folosim și dacă acest cartonaș ne spune adevărul, au fost foarte utile. Ne-am stabilit acest 215 grade ca o valoare de referință pentru toate, în sensul în care nu a dat fail pe niciunul dintre temperature tower-uri. Nu am avut nici foarte mult sagging, nu am avut nici foarte multe probleme, artefacte sau nozzle-ul să se înfunde de la ele. Și așa că am determinat că 215 grade este temperatura ideală. Am mers mai departe după temperature tower și am zis să facem un test de toleranță. Și ne-au rezultat astfel mai multe piese.
care arată foarte bine, însă, pe lângă faptul sau ne demonstrează exact și capacitățile de printare are Prusei, dar ne arată și cât de bine se descurcă filamentul în anumite condiții. Și astfel, câteva au, în momentul în care le-am desprins după pat, s-au putut scoate pegurile de la 0,5 și 0,6, iar nu știu dacă vedeți, dar acest, sau mă rog, sigur vedeți mai bine decât vă arăt eu acum pe cameră aici în close-up, că este un filament foarte aspectos, acest albastru, arată foarte bine și dacă este tipărit la setările corecte, la valorile corecte, layer lines-ul e aproape nesemnificativ și finisajul este unul deosebit. La acesta am reușit să scoatem pegurile de la 0,5 și 0,6 fără absolut nicio problemă. La cel negru, care ne place la fel de mult, nu am avut din păcate niciun succes, nici pe 0,6, nici pe 0,5 au refuzat să iasă aceste peguri. Deci nu, na. Putem să zicem că e doar un print care s-a terminat, dar din punct de vedere mecanic este un fail. Pentru cel cu textură de marmură am avut ceva mai mult succes. Pegurile au ieșit și cred că dacă ne forțam un pic pe cel de-al treilea la 0,4, ieșea și acela, pentru că aici spațiul este destul de mare. Cred că dacă l-aș fi bătut cu ceva în cap destul de tare, bine, aș fi riscat să sparg printul, dar pe partea cealaltă cred că ar fi ieșit și pegul acesta de la 0,4 fără nicio problemă. Bun, trecem mai departe la acest Space Gray Aluminium, pentru care cred eu că am găsit denumirea corectă. Și cu acesta am avut probleme, pe 0,5 și 0,6 absolut nicio problemă. Însă dacă ne uităm așa prin lumină, vedem că spațiul există acolo și el undeva are câteva prinderi unde, sau câteva puncte unde s-a lipit de pereți. Și cred că dacă l-aș fi forțat cu ceva, deși nu ăsta era scopul, s-ar fi desprins și ar fi reușit să scoatem pegurile și de aici. Bun, surpriza acum a venit de la Silk. Pentru fiecare dintre ele, sau mă rog, mai să vorbim momentan despre cel alb, am reușit să scoatem 3 peguri în momentul în care, îmi cer scuze, am desprins direct printul de pe pat. Deci avem 0,4, 0,5 și 0,6 care au ieșit fără absolut nicio problemă din suportul lor pentru silcul alb perlat, dar 0,2 și 0,3 se vede clar că sunt lipite, vedeți că este și o mică problemă de aderență aici, extruziune cu patul, deci nu a fost posibil. Și pentru cel galben, aceeași situație, 0,5 și 0,6 au ieșit din prima fără absolut nicio problemă și 0,4 a avut nevoie de un pic de convingere, însă la fel și acesta a tipărit destul de bine din punctul ăsta de vedere. Și pe lângă faptul că arată extraordinar amândouă și finisajele sunt superbe și o să vedeți pe restul printurilor cât de bine ies suprafețele și cât de bine reflectă ele lumina, pot să spun că din punct de vedere mecanic s-ar putea să aveți un succes destul de bun cu ele. Când zic din punct de vedere mecanic, mă refer din punct de vedere al sagging-ului, al torelanțelor, la temperaturile folosite, la niște viteze. Nu pot să-mi dau seama cât de rezistente sunt ele acum la expunerea la căldură, la expunerea directă a razelor UV sau la expunerea la chimicale. Am căutat câteva spreadsheet-uri despre ele cu informații despre rezistență chimică, despre rezistență la UV. Mare lucru să știți că nu am găsit pe net și nu am găsit nimic concludent. Am mai cumpărat în trecut una sau două role de Devil Design pe când cochetam cu 3D printing-ul. Pe atunci printam cu 180 de grade și mi se părea că este prea sus, deci nu aveam habar de toleranțe, de temperature tower, de eram la început. Tipăream și eu cum am auzit pe la alții și cam atât și mă miram de ce nu-mi ies printurile. Și tot pe atunci cochetam cu ideea de a face un finisaj, de a nu se vedea layer lines, pentru că aveam duză de 0,4 și tipăream cu 0,35 layer height, deci ce era acolo nu vreți să știți.
Și am încercat să finisez acele printuri grosolane ca să nu se mai vadă acele layer lines. Am încercat cu diluant, am încercat cu alcool isopropilic, am încercat cu aceton, am încercat cu căldură, cu feonul, cu, mă rog, cu toate cele. Și pot să vă spun că singurul care ar fi produs cât de cât un efect pe acel PLA sau pe acele role de PLA la momentul respectiv a fost alcoolul izopropilic, în sensul că l-a mătuit un pic, dar nici vorbă să dispară din acele leere. Deci din punctul ăsta de vedere nu știu ce exact ce să vă zic despre finisajele chimice. Ce mi-am propus însă este să păstrez acest Pikachu de la toate testele pe care le-am făcut până acum. Vedem și ce teste vor mai apărea în viitor și lucrăm deja la o cameră de poze pentru printuri ca să putem să vi le expunem și să vi le randăm cum trebuie pe viitoarele filme și de asemenea am descărcat niște schițe și niște planuri pentru o cameră de finisare, dacă o pot numi așa, exact cum au cei de la Creality și vând acele camere în care se pune ABS-ul și se finisează cu acetonă, ceva de genul am găsit și noi pe net. Nu vrem să dăm bani pe una, nu din zgârcine, ci pur și simplu din ambiție, vrem să vedem ce iese din mâinile noastre. Dar o să vedem, mai e puțin sau mai e ceva drum până acolo, vedem exact la momentul oportun, vedem exact și câte filamente mai testăm și ce facem. Bun, după Temperature Tower Tolerance Test a urmat aceste Lattice Cube Torture Test. Ele testează mai mult abilitățile de răcire ale imprimantei, însă vă puteți face o idee și despre filament și cât de bine este el sau cât de bine reacționează el la răcit, nu neapărat bruște. Și deci clar pentru acest aluminium space gray testul sau, mă rog, este un fail din primele 20 de minute ale printului. La fel a fost surprinzător și pentru Silk, deci am ieșit bine pe tolerance test, dar pe lattice test nu putem să spunem același lucru, foarte mult stringing, nu arată plăcut, mă rog, ăsta s-a rupt în momentul în care am încercat să-l dau jos de pe, să-l dezlipesc de pe pat, deși am flexat destul de bine folia, nu s-a desprins, iar singurele care au mers până la capăt și au tipărit cum trebuie au fost albastrul, acest alb cu aspect de marmură și negru, bineînțeles dând stringing-ul la o parte, cred că este ceva inevitabil chiar și dacă aș fi schimbat eu setările de retracție, nu cred că le-aș fi schimbat, m-aș fi jucat un pic cu ele, nu cred că rezultatele ar fi fost diferite, însă testele au mers până la capăt, it was not a failed print, as they say. Și deci, din punctul ăsta de vedere, până acum cel puțin, rezultatele sunt oarecum amestecate. Bun, hai să vedem acum și pe o latură ceva mai drăguță a 3D printing-ului. Am făcut câte un Pikachu, am prins așa drag de ei, de fiecare, după testele din ultimele zile. Și vedeți cât de bine arată. O să vi arăt și aici, dar și aici, silcul este minunat. Nu știu de ce cred eu că s-ar putea finisa cu alcool izopropilic și că o să arate și mai frumos, dar v-am spus, o să încerc, însă ei arată minunat, mai ales acest auriu. Și pe acesta sigur o să, din acesta sigur o să fie prima achiziție de una sau două role, pentru că am niște printuri mari pe care aș vrea să le fac pe Ender 5 și niște vaze, mă rog, niște chestii, suporți și arată foarte, foarte bine. Și o să vă arăt exact de ce sunt atât de încântat de el, pentru că am și niște printuri de pe palet cu amestecul de acesta, combinația asta de filamente și s-ar putea să vă placă și vouă foarte, foarte mult. La fel de bine arată și acest albastru. Nu sunt foarte multe de spus aici. Dacă îl punem în lumină și mă uit la el, nu știu cât de bine vedeți voi, indiferent pe ce cameră aș reuși eu să-l pun, însă în momentul de față, când îl trec așa prin fața luminilor de la cameră,
are un oarecare grad de transparență, ceea ce mă duce cu gândul la un nozzle de 0.8, un layer height de 0.5, deci destul de gros, și încercarea de a printa în vase mode la viteze de 20-25 de milimetri pe secundă, să vedem dacă nu cumva este transparent sau, mă rog, semi. Mare lucru despre aceștia nu putem să spunem decât că arată foarte frumos, printurile s-au terminat, au fost foarte consistente, același stringing, apropo, pe toți, același mic defect la această urechiușă la fiecare. Și deci, din punctul ăsta de vedere, Prus așa a făcut foarte bine treaba și am avut o constanță și o consistență pe de-a lungul tuturor, sau pe durata tuturor testelor. Și acest aluminium sau space gray sau gri, nu puteți să vă dați foarte bine seama, eu încerc să vi le arăt cât mai bine și cât mai atent la, sau cât mai detaliat, să vă dați seama de toate detaliile pe cameră, dar și acesta are un pic de ceva perlat în el, metalizat, o chestie, are un finisaj foarte frumos, odată ce a printat arată foarte, foarte bine. Bun, facem un pic o pauză aici pe partea asta cu printurile și vorbim un pic de toleranțe. Dacă vă spuneam că testele au fost efectuate pe Prusa, au fost efectuate toate pe același profil, aceeași viteză și aceeași temperatură, am decis între teste sau în timp ce tipăream cu un filament să le testăm și pe celelalte pentru diametru și consistență. Așa că am făcut ce am ca de fiecare dată, înainte de a încărca filamentul cu rola a fost fresh în extruder, am luat șublerul și pe un segment de un metru lungime am măsurat din 10 în 10 cm cu aproximație diferitele diametre, am făcut o medie și am văzut ce consistență avem. Deci cei de la Devil Design ne spun că filamentul vine la un diametru de 1,75 mm cu o toleranță și o abatere de 0,05. Lucru pe care, plus minus, 0,05 mm. Lucru pe care noi nu l-am găsit așa. Mai exact, toleranțele și abaterile pornesc de la minus 0,4 și urcă până la un plus 0,3. Deci am avut pe de-a lungul acelor segmente filament de la 1,71, 1,72 mm până la 1,77, 1,78 mm. Nu a pus nicio problemă atât paletului, pentru că el este sensibil la diferitele dimensiuni de filamente, dar nici Prusei nu a pus nicio problemă. Deci semn că ne-am încadrat oarecum în aceste toleranțe și în aceste abateri. Ulterior, după ce am tipărit și am consumat destul de, nu știu dacă vă pare mult sau nu, dar nu știu, pe anumite role, bine, cu astea am mai tipărit și vreo două printuri pe lângă pe care o să le vedeți voi. Am consumat aceste role, cred că au 330 sau 500 de grame, o chestie de genul ăsta de filament pe ele. Am consumat undeva la 60 de metri de filament din fiecare rolă sau cred că 50 de metri. Uite, ăsta este un aspect pe care nu mi l-am notat. Deci undeva pe la 80-100 de grame de filament, cu aproximația asta știu, pentru că la parametrul ăsta m-am uitat pe fiecare print în parte. Deci în total cam 80-100 de grame de filament din fiecare tip de filament în parte și deci am consumat o bună parte din aceste role de test. Și astfel am măsurat filamentul și la final, să vedem exact cam pe la mijloc cum ar fi în momentul în care s-a făcut spulul pe acele aparate, mașinării cu care le folosesc ei să bobineze rolele, să vedem exact dacă cumva, nu știu, s-a mai întins, s-a mai lăbărțat, etc. N-am găsit nicio diferență, aceleași rezultate pe tronsoane, deci de la 1,71, 1,72 până la 1,77, 1,78 și rezultatele au fost constante indiferent de tipul de filament, că a fost pelea silver, că a fost pelea acesta cu aspect de marmură, că a fost cel negru, că a fost silcul, abaterile au fost aproximativ aceleași. Nu este neapărat un punct în minus pentru ei. Există o abatere, e ceva mai mare față de cât au dat-o ei pe site și pe informațiile pe care aceștia le oferă. Însă, în momentul în care
veți avea de făcut un print, poate neapărat un print de un print funcțional, deci nu neapărat un print care să dea bine, să arate frumos, să stea pe birou, și voi veți dori să aibă cât de cât să se încadreze în toleranțe, să se poată, nu știu, tipări odată cu culoarea asta o carcasă și în partea cu culoarea cealaltă alte componentele din interior, va trebui să aveți un pic de atenție la extrusion, la flow, la e-steps și așa mai departe, pentru că s-ar putea să apară mici abateri provocate poate de inconsistența în diametrul filamentului. Dacă credeți că nu este așa și nici eu nu le știu pe toate și nici eu nu cunosc toate problemele pe care diametrul variabil al filamentului le poate provoca sau problemele care pot apărea datorită diametrului inconsistent, please feel free, lăsați-o în secțiunea de comentarii sau lăsați-o pe pagina de Facebook. Haideți să facem o dezbatere pe chestia asta, chiar cred că o să iasă ceva util pentru toată lumea din chestia asta. Bun. Hai să vorbim acum și despre benciuri, care arată foarte, foarte bine. Toate au ieșit la fel, n-au nicio problemă, niciun defect, scrisul de pe spate nu se poate citi pe niciuna dintre ele, deci din punctul ăsta de vedere nu e ok. Asta este o problemă a Prusei, pentru că it must be dialed in, as they say. Deci profilul nu a fost 100% calibrat. O să le arăt aici mai bine ca să le vedeți, voi cum așa cum trebuie. Dar în rest au printat super bine toate. Deci din punctul ăsta de vedere, dacă aveți printuri estetice, dacă vă doriți ceva care să arate foarte, foarte bine și să fie și cât de cât funcțional, folosiți-le cu încredere, pentru că nu o să vă pară rău. Bineînțeles, faptul că ele nu au mers atât de bine sau n-au ieșit atât de bine din unele aspecte, uitați, cu filamentul ăsta, din punct de vedere mecanic, se pot face piese foarte bune și în același timp care să arate și foarte, foarte bine. Nu se poate, sau cu un profil potrivit, poți să faci același lucru și cu acest silk. Dar momentan, dacă stăm să ne gândim la un utilizator mediu care tipărește ca și hobby, de ocazie și are nevoie de niște printuri estetice, aspectase și poate din când în când mai vrea să mai facă ceva, nu neapărat cea mai bună alegere, sau trebuie să citească un pic mai mult, să vadă ce profile sunt disponibile, pentru că Devil Design are profil atât în Prusa Slicer, cât și, cel puțin în varianta pe care eu am instalată, atât și în Cura, și deci se poate selecta Devil Design PLA și se pot alege ce tip de PLA ai și deci se schimbă implicit anumite setări. Și poate dacă aș fi făcut și eu asta și aș fi utilizat Cura, ar fi arătat exemplar și printul s-ar fi terminat și ar fi mers până la capăt. Deci nu pot să zic 100% chestia asta despre acest filament. Este un filament bun, însă trebuie să știi ce faci, trebuie să știi să-ți reglezi profilul foarte bine și să îți reglezi și imprimanta foarte bine ca să obții rezultatele pe care ți le dorești. Punem astea aici. Ok. Și ne-au mai rămas cuburile. Am început să mă plictisesc de ele. Am tipărit la cuburi din astea de când m-am apucat de 3D printing și până acum cred că nu e săptămâna să nu fac unul sau două cuburi. Câteodată de plictiseală, câteodată de habar n-am, nu știu, de ceva. Dar tipăresc și am tipărit foarte, foarte multe cuburi și am început să-mi strâng o cutie și să nu le mai reciclez și o să iasă ceva frumos, însă asta pentru un alt video. Cam așa au ieșit cuburile. Au ieșit foarte bine, vorbeam de finisaje, aspecte, ringing, nu avem ce să reproșăm, arată foarte, foarte bine. Nu avem elephant's foot, nu avem absolut nimic pe niciunul dintre ele, nu avem ringing, nu avem artefacte, nu avem nici o problemă. Din acesta am tipărit două. Am vrut eu să văd dacă... cumva, nu știu, am nimerit eu o zi bună pentru Prusa și deci nu a fost așa. Au ieșit la fel. Au ieșit foarte bine. Silcurile sunt extraordinare, amândouă.
Nu am dat enable la ironing, eram curios să văd exact ce se întâmplă dacă aș fi făcut asta, însă cred că o să o fac, da, o să facem poate un filmuleț separat despre această funcție de ironing și cât de benefică e ea și cât de mult ne schimbă și ne finisează printurile pe partea de sus. Deși cuburile au ieșit foarte bine, iar din punct de vedere tehnic, toate se încadrează între 19,98 și 20,02 ca și dimensiuni. Le-am măsurat cu același shubler, cu o baterie nouă în shubler, ca să fim siguri că totul e la 0. Shublerul a fost resetat la 0 și le-am luat și le-am pus pe toate părțile. Deci am avut un 0,0 sau până în 0,1 abatere pentru toate fațetele la fiecare. Overall, ca și o concluzie preliminară, filamentul este unul de o calitate bună, cu un preț un pic peste medie, poate se îndreaptă chiar către gama superioară de preț a filamentelor, cel puțin Silcus sau anumite PG-uri sau anumite culori care sunt un pic mai pretențioase, însă overall este un filament ieftin. Dacă vă uitați de Black Friday, dacă îl căutați poate pe alte site-uri sau îl cumpărați în bulk, 8, 10, 12 lore, poate 2 dintre voi sau 3 dintre voi se întâlnesc și cumpără mai mult și luați pe un site din afară care au reduceri, de ce nu, pentru cât cumpărați mai mult, o să-l scoateți la un preț foarte, foarte bun, își merită banii. Se adresează și începătorilor, însă se adresează celor care au răbdare timp să citească și să se informeze înainte. Nu este chiar așa de plug and play, l-am luat, l-am pus, niciun filament nu este plug and play, by the way, dar acesta e un pic mai deosebit în sensul în care nu este de ajuns doar să setăm acel profil de 0.2 speed sau 0.2 quality, să ne uităm la viteză, să-l lăsăm pe 215 grade, să-i dăm drumul și să ne culcăm liniștiți crezând că printul se va termina și va merge la bun sfârșit. Nu, nu e cazul. Trebuie să ne informăm, trebuie să citim un pic, să avem răbdare, să vedem cum au tipărit alții, să facem noi niște teste pe pielea noastră, ca să zic așa, și abia după aia să ne apucăm de tipărit în bulk, să-i dăm drumul și să eventual să ne salvăm și profilul în cura sau în plus size slicer sau în ce slicer folosim noi, depinde de fiecare, și să vedem exact după aia de acolo unde ne duce și ce printuri o să avem în viitor. Deci, din punctul ăsta de vedere, îl recomandăm cu căldură. Noi ne-am ales câteva filamente favorite. Pe unele nu le vom mai cumpăra pentru că nu facem genul ăla de printuri. Poate dacă ne vom apuca vreodată de printuri din astea estetice, vaze, rame, eu știu ce altceva de pus prin casă sau de oferit cadou, da, o vom face, dar cum eu tipăresc mai mult printuri cu o utilitate mecanică la care mă interesează să fie pline, să fie consistente, nu mă interesează neapărat aspectul, unele de obicei le finisez, le vopsesc, deci este irelevantă culoarea pentru ele. Însă dacă, nu știu, uite, având un băiețel, poate îi voi face jucării, da, pot să iau cu încredere silcurile astea două sau ăsta sau acest albastru și, nu știu, uite, faci niște șine de la Ikea cu ăsta pe print, le găsești pe Thingiverse și o să arate extraordinar și nimeni nu o să mai aibă așa ceva. E o idee. Bun. Am ajuns cam pe partea de final a filmului. Ați văzut printurile, nu știu ce părere aveți despre ele sau dacă credeți că ar fi trebuit să facem ceva mai mult sau credeți că ar fi trebuit să facem alte teste, poate un test de overhang sau nu știu, niște lucruri care nu v-au fost neapărat relevante pe sau le considerați că ar fi trebuit să apară și n-au apărut pe în decursul acestui filmuleț. Lăsați-ne comentarii, spuneți-ne, apreciem orice fel de critică, mai ales pe cele constructive, am spus-o de fiecare dată. Ce mai pot să vă ofer ca și detalii și o să fac asta pe fiecare video de test al filamentelor, testul pentru acest PLA și Silk a durat 11 zile, am avut 6 zile de print efectiv, când zic 6 zile de print, adică am încărcat filamentul, am descărcat filamentul, am curățat patul, ne-am culcat, poate n-am lăsat imprimanta să meargă peste noapte sau dacă am mers peste noapte, am mers cu un print de o oră, deci a fost irelevant.
All in all, dacă, nu știu, stăm să le adunăm așa, avem 6 tipuri de filamente, puneți 4-5 ore pe zi pentru fiecare filament, luați și voi în calcul o zi liberă sau că aveați imprimanta ocupată cu poate un alt test sau un alt print, deci de aici se justifică timpii respectiv și cam acolo ieșim. Deci a fost un test destul de lung. Vă mai fac o completare legată de restul filamentelor pe care cei de la Devil Design le-au pus la dispoziție, mai exact PMMA, care din ce am văzut pe Wikipedia este un plexiglas, sper să nu... Sau mă rog, dacă internetul m-a mințit, vă mint și eu pe voi. Deja am căutat și o să facem niște teste și o să încercăm să obținem niște printuri transparente, pentru că PMMA se finisează cu alcool izopropilic, mai avem ceva acol pe acolo prin... atelierul nostru și o să încercăm să facem niște printuri în vase mode, să le finisăm și să încercăm să le facem transparente pe cât posibil, mai ales că este un PMMA de culoare roșie și va arăta foarte, foarte bine dacă testul respectiv ne iese. Mai avem desigur PETG, mai avem HIPS-ul și mai avem și TPU-ul. Pentru fiecare din aceste filamente o să facem câte un video separat. Cei drept, nu va fi de fel de lung ca cele de până acum, o să încercăm să le facem cât mai scurte, cât mai concludente și poate eventual facem un voiceover pentru ele. Vedem exact la momentul respectiv ce și cum, însă vor mai urma încă 3, poate 4 filmulețe cu cei de la Devil Design și cu ce filamente ne-au mai pus ei la dispoziție. Și intrăm acum în ultima parte a videoului nostru de astăzi. După cum ați văzut și am mai anunțat și pe social media, ne-a venit o jucărie nouă. Avem acum o unitate multimaterial cu care putem tipări până la 8 culori sau 8 filamente sau 8 tipuri de filamente în același timp. Și am făcut chestia asta. Dăm asta un pic la o parte și o să vă spun exact ce este un pic mai încolo și vă arăt acum o ramă foto. Scuzați cartonul, însă n-am vrut să mă vedeți pe mine prin ea și nici nu o să pun o poză pentru voi aici ca să o vedeți în momentul de față. Însă este un print realizat din 1, 2, 3, 4, deci am zis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 culori, da, poate nu mai știam eu să număr. Este un print din 5 culori, din 5 filamente. Am folosit Space Gray, albastru, un filament roșu pe care îl aveam noi, achiziționat ulterior tot de la cei de la Devil Design. Am achiziționat, acest silk și am mai folosit pentru infill un alt tip de filament pentru că am vrut să vedem dacă putem să facem asta. Infill-ul nu mai aveți cum să-l vedeți, deci de asta am zis că avem 5 filamente incluse în acest print, deși ca și număr de culori, doar 4 sunt vizibile. Cam așa arată. Ăsta este un print multimaterial cu 5 tipuri de filamente, 4 culori vizibile, conținutul unui alt tip de filament pe care nu îl vom menționa pentru că nu avem de ce. Toate filamentele astea sunt cele din rolele de aici aflate pe masă, de la Devil Design. Deci aderența pe filament pe filament, pe tip de filament diferit, silk, PLA, PLA gloss, etc., este una foarte bună. Nu am avut absolut nicio problemă pe partea de print, mici porțiuni cu stringing, dar asta este ceva normal. Totul a fost tipărit la 215 grade, am lăsat piesa nefinisată, doar am pus acest carton ca să vă faceți voi cât de cât o idee mai bună, sper să se vadă bine pe cameră. Nu am finisat piesa, nu am scos stringing-ul, de obicei făceam asta cu o brichetă antivânt foarte repede ca să iasă totul ok. Am vrut să vedeți piesa brută exact așa cum este ea și deci nu am ce să spun că vorbeam mai devreme de printuri funcționale sau, mă rog, printuri în care să fie plăcute din punct de vedere estetic și din punct de vedere vizual. Puteți să faceți chestia asta cu Devil Design fără absolut nicio problemă. Arată foarte bine. După cum vedeți, printurile de aici de pe masă, inclusiv pentru acea ramă, generează destul de mult material care o să ajungă
cu ghilimelele de rigoare, la gunoi. Pentru că benciurile, test cube-urile, lattice cube-ul, Pikachu, să zicem, și temperature tower-urile, my bad, o să ajungă într-un final la cutia de reciclat, nu la gunoi, la reciclat. E, unitatea multi-material consumă destul de mult material, după cum vedeți și voi. Rama asta e aici și lângă ea avem un purge block destul de mare care e la aproximativ aceeași greutate cu piesa pe care noi am tipărit-o. Aici am avut 120 de metri liniari de filament pentru această piesă și pentru purge block. Asta înseamnă undeva la 200 și ceva de grame de filament, poate un pic mai mult, poate un pic mai puțin, care a fost folosit atât la realizarea ramei, iar excesul de material a fost introdus în acest purge block. M-am gândit, după ce am văzut o serie de filme pe internet legate de reciclarea filamentului, nu voi investi într-un aparat de reciclat, pentru că nu cred că va veni nimeni să-mi aducă mie filamentul PLA acasă, nici nu o să umblu eu până oraș și să-l adun de la cineva, nici nu cred că cine mi-l va oferi o să vrea să o fac așa pur și simplu, în mod gratuit. Deci, cea mai bună soluție și cea mai rentabilă și cost-efectiv va fi să le reciclez eu in-house printr-o metodă denumită oven baking. Sau cel puțin așa, la asta se referă cei la care am văzut eu. Mai exact, se ia filamentele sau se iau piesele sau se iau aceste purge blocuri, că astea sunt cele mai bune exemplu și de aici au plecat ei cu aceste filme, se pun într-un vas, într-o tavă, într-o tigaie cu de volum mare, care este acoperită cu un strat de teflon, se dă cu un coating special ca să nu se lipească PLA-ul de teflon și implicit de tigaie, sau se pune pe o hârtie de copt și se bagă o oră la 200-210 grade Celsius, timp în care printurile astea se topesc, se fac simplu, nu știu, de grosimea unui deget sau, mă rog, se fac uniforme, se fac la nivel și iau forma vasului în care sunt așezate. Dacă este o tavă, iau forma acelei tăvi. Dacă este o tigaie, iau forma tigăii, a părții de jos a tigăii. Și ulterior, după ce s-a răcit, printul se scoate de acolo sau, mă rog, acea masă de plastic care a rezultat se va scoate de acolo și va fi transformată sau prelucrată în abajururi, în suporți de pahare, li se va da o cu totul și cu totul altă destinație, o destinație estetică, decorativă, se vor putea transforma, după cum am spus, abajururi, suporți de pahare, sunt câțiva care aveau câteva mulaje pentru farfurii de ghiveci sau ghiveci în sine, dacă ai un vas suficient de mare și ți iese într-un strat sau, mă rog, pe o arie destul de mare acea masă plastică, acea masă de PLA. Poți să o iei foarte frumos, să o întorci și pe un ghiveci, să faci acel ghiveci ca un mulaj pozitiv, o încălzești cu un fân dintre ăsta industrial, cu un fân de putere, cu cel puțin 2000 de wați, și o să se topească foarte, foarte repede PLA-ul ăla, o să ia forma vasului și ce rezultă de acolo cu finisaje sau prelucrări minime, o să fie o piesă 100% funcțională și deci astfel nu vom mai avea niciun pic de material pe care să-l ducem la pubelă, la reciclat. Cred că e o idee foarte bună, nu știu care este părerea voastră, ziceți-mi dacă sunteți de acord sau credeți că se poate face altceva cu ele. Eu o să încerc să fac chestia asta, o să încerc să reciclez aceste purge blocuri de la palet, o să încerc să reciclez aceste piese, o să-l cumpăr un blender totuși de mare putere și special pentru PLA-ul ăsta. O să le macin pe toate și o să le reduc în piese cât mai mici, o să le pun la tavă și o să vedem exact ce iese și să știți că ăsta o să fie un material și un film foarte bun, chiar că poate să fie unul mai lung sau nu prezintă interes pentru atâta lume, dar mi se pare un mod mult mai eco-friendly de a ne recicla PLA-ul. De ce nu? Bun, și un ultim print pe care nu l-am dat la o parte de pe pat, este făcut în întregime cu filament Devil Design. Sunt 7 culori aici, deci au fost folosite 7 filamente, unitatea poate printa cu 8. Acesta este purge block-ul, similar ca al celui de la Rama Photo pe care l-ați văzut mai devreme. Și aici este noua
siglă sau noul logo al canalului 3D Makers Romania. Ne-am gândit noi să facem ceva creativ, a fost și 1 decembrie, a trecut, ne place foarte, foarte mult și o să le pozăm, o să iasă ceva frumos, o să-l dau la o parte chiar de față cu voi de pe pat. Să încercăm totuși să nu îl rupem, că e destul de bine prins și printul este unul subțire. Avem un mic stringing, dar o să îl finisăm. Cam așa arată. E ceva drăguț. În fine, nouă ne place. Hai să-l punem așa aici. Și acesta este și purge blocul care a rezultat din el. Dacă mă chinui așa un pic, uite, partea asta de jos se îndoaie, partea de sus arată cât de cât ok. Să știți că sunt unii artiști prin țările din afară, din ce am văzut și din ce am înțeles de pe pagina celor de la grupul de Facebook al celor de la Mozaic, care colecționează astfel de purge blocuri și fac adevărată opere de artă din ele. Mă rog, mie mi-a venit ideea cu reciclatul, asta o să și facem. Și o să vedem de acolo unde mergem și ce facem mai departe. Ultimul print a fost în 7 culori, cele puse la dispoziție de cei de la Devil Design și încă vreo câteva role pe care le-am mai achiziționat eu între timp ca să fac anumite teste și anumite încercări pe ele de dragul consistenței, însă acelea nu aveau ce să caute în testul nostru de astăzi, nu făceau obiectul acelui test, doar erau de la Devil Design și erau în culori normale, precum vedeți voi acel negru sau acel verde sau acest albastru bleomare. All in all, un print foarte bun, o aderență filament pe filament foarte bună, rezistent, nu s-a luat și nu se ia nimic, un mic stringing, este un defect al paletului, dacă îl pot numi așa, pentru că el controlează imprimanta prin interfața de la Canvas și deci anumite setări nu sunt 100%, însă mai lucrăm, mai facem un pic de fine-tuning. Este al 5-lea print pe care l-am făcut pe palet. Din 5 printuri, 2 au avut succes, Rama Photo și acesta, dar cu acestea 2, practic paletul acum este calibrat 100% și toate printurile care vor ieși de aici încolo, dacă va fi un failed print, va fi datorită filamentului sau a unui căderi de tensiune, dar în niciun caz nu se va mai datora paletului în sine ca și device. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem asigurați, iar pentru cei care se întreabă care sunt acele printuri care au eșuat, nu sunt neapărat niște printuri eșuate, sunt niște printuri de calibrare, sunt acele keychain-uri pe care l-ați văzut pe filmulețul de punere în funcțiune al paletului. Am mai făcut încă unul, s-a calibrat și de acolo pentru că paletul are înglobată o funcție de learning și pe măsură ce tipărește te întreabă dacă este ok, dacă i-a extrudat suficient, dacă a schimbat culorile și în funcție de răspunsurile pe care tu le dai, el învață și se autoajustează astfel încât să facă printurile cât mai ok și cât mai bine. Și deci au fost cele două keychain-uri, am făcut un suport de pixuri în forma unui pinguin, acela a ieșuat lamentabil, dar nu neapărat din cauza paletului, cred că am fost eu ceva filament mai dubios pe acolo. În fine, și următoarele au fost aceste două printuri, logo-ul nostru, 3D Makers Romania, și acea ramă foto, acel print estetic pe care l-am făcut. Cam asta ar fi recenzia și review-ul sau o parte din recenziile și review-urile pe care le vom face pentru cei de la Devil Design. Vă mulțumim dacă ați ajuns până la sfârșitul filmulețului. Dați un like, dați un subscribe, ne ajutați să rămânem aici în trenduri, să ne găsească lumea videourile, să creștem, să vă putem aduce un conținut cât mai bun și cât mai detaliat. Dacă ați fi vrut să discutăm și alte chestii pe parcursul acestui film, folosiți secțiunea de comentarii, lăsați-le părerile voastre, spuneți-ne ce ați vrea să mai vedeți și ce ați vrea să facem, pentru că, ok, oricâte benciuri, cuburi sau torture testuri am tipării, poate unele nu prezintă chiar atât de mult interes pentru voi.
Eu am fost Nicu, vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit, vă invităm să dați like, share și subscribe 3D Makers Romania și ne auzim!